Daniel, am primit acum o săptămână bonsaiul ăsta. Ce să-i fac ca să nu moară? Toată lumea are impresia despre bonsai că sunt niște plante foarte greu de îngrijit și foarte pretențioase. În primul și în primul rând, ce trebuie să înțelegem este că bonsaiul nu este o specie de plantă, este un mod de creștere a unor plante. Bonsai înseamnă copac chinuit. Acesta este un bonsai din ginseng. S-a auzit recomandarea de a-l pulveriza cu apă tocmai pentru că el trăiește în zone tropicale și umede. Dar cel mai important lucru de care trebuie să ținem cont și în general toți bonsai, toată lumea zice asta că mi-am murit. I-au căzut toate frunzele, domne, și a murit. Bonsai mor de sete. În toată lumea udă bonsaiul pe aici pe deasupra, pune un pic de apă și uităm datorită faptului că pământul aici este foarte bine bătătorit și foarte îngrămădit. Noi punând apă pe deasupra, de fapt, apa nu are timp să pătrundă la nivelul rădăcinilor. Și atunci, neapărat, obligatoriu, 1000 la 1000%, trebuie să udăm bonsai prin scufundare și nu pe aici. Ok, putem să-l pulverizăm cu apă, dar atenție foarte mare pentru că apa noastră este foarte dură și se va depune pe frunze. Deci mai bine nu facem asta, mai bine ne asigurăm că solul este foarte bine udat. Odată la câteva zile scufundăm bonsai într-un vas mult mai mare cu apă, lăsăm jumătate de oră, apoi luăm, îl lăsăm la scurs și îl punem înapoi în ghiveciul în care îl ținem de obicei. Deci foarte, foarte important udarea. 2. Transplantarea. Nu transplantăm bonsai. Bonsaiul trebuie să rămână într-un ghiveci mic, foarte rar ajunge el să se dezvolte atât de mult încât să, sau foarte greu ajunge să se dezvolte atât de mult astfel încât să aibă nevoie de transplantare. Și atenție, nu cum i-a crescut o rămurică, gata, trebuie să-l tai. Nu. Dacă i-a crescut o crenguță, trebuie să o lăsăm vreo 3-4 ani, până ea se lemnifică, până va fi mare și abia apoi să o tăiem dacă chiar vrem să îi dăm o altă formă. Haide, îți doresc succes, să ai noroc cu bonsaiul acesta și să nu zboară. Iar pentru mai multe detalii cu și despre bonsai, te rog, lasă-mi un mesaj în comentarii. Vă pup!